Mașina de poliție staționează periculos și ilegal în intersecție, fără să aibă girofarul pornit. Oprește mașini tot în intersecție, creează situații de accident. Deci iată, în loc să fie cei care să impună legea, ordinea, purtătorii de epoleți și de pistoale, creează haos, dezordine, frică, insecuritate și pericole pe drumurile publice. Miliția. Ministrului copiator, sau cum îi zice, plagiator. Poate el ajunge atât aminte să-i pedepsească. Și acolo un semn de circulație ars de soare, care nu mai arată nimic. Sunteți cam periculos aici în intersecție, nu? Și ilegal. Așa știu eu regulile de circulație, interzice staționarea vehiculelor în intersecții. Și mașina poliției e o mașină, creează situații de accident. Ar trebui să chem poliția să vă amendeze. Poliția adevărată, că voi nu sunteți poliția adevărată. Ia uite, ăștia cum întorc fix pe linia de tramvai sub ochii poliției. Dar lor puțin le pasă, ei au altă grijă. E linie continuă și două mașini de București fac ilegalități sub ochii poliției. Dar poliția e cu ochii în hârtie. Birocrați de birou. Mafia cu epoleți. Pericol public pe banii noștri. Bulevardul Doina Cornea, pe lângă Universitatea de Ecologie. La intrare pe pasajul Basarab. Ce avem azi? E miercuri dimineață, 26 octombrie.